Alivancă, sărbușcă sau găluște cu crupe sunt doar câteva rețete vechi de câteva sute de ani din regiunea Moldovei, care au fost integrate și redate într-o carte virtuală 3D. Inițiatorii proiectului vor ca rețetele să fie cunoscute de cât mai multe persoane, fiind într-un format digital, iar unele dintre aceste bucate vor intra pe lista produselor atestate tradițional. Inițiatorii proiectului au luat la pas satele din județele Iași, Neamț, Botoșan și Vaslui și au descoperit 83 de rețete moldovenești. Au fost filmate 21 de rețete, iar cele mai bune au fost recompensate cu premii. În primul rând m-a impresionat proiectul în sine. Faptul că în sfârșit și la nivel de zona Moldovei a existat acest proiect care să scoată cumva la lumină partea noastră de gastronomie tradițională și nu neapărat tradițională, cât și locală. Cea mai mică bucătăreasă are doar 7 ani. Gloria Ruște este din Țigănaș și care promovează gastronomia locală din perspectiva copilăriei. Filmul său a primit locul al treilea. La noi, la Țigănaș, facem și karate. Uite ce bine îmi prinde la frământat. Eugenia Stan este din Ciurbești, iar rețeta sa de sârbușcă a fost recompensată cu locul întâi. Gătim cât mai bun, cât mai aspectuos. Am văzut că munca noastră a avut un rezultat extraordinar la care nu mă așteptam. Da, și aceasta a fost posibil datorită echipii din care fac și o parte, a ciurbeștenilor. Pentru că primul volum gastronomic din țară a fost semnată de Mihail Cogălnicianu și Costache Negruții, fiind tipărit în 1842, organizatorii proiectului s-au gândit să adapteze proiectul la vremurile actuale. Sunt foarte mulțumită că am scos din cufăr, să zic așa, din cufărul bunicilor niște rețete. Multe persoane s-ar putea ca peste ani să nu mai fie, dar ele rămân cu aceste rețete filmate, rămân în memoria comunității. Ele poate se vor pierde, dar o să fie acolo undeva înregistrate acea salată de coțopișcă sau, nu știu, acea gâscă făcută pe varză pe care, nu știu, peste ani tanti Maria va mai fi, nu va mai fi, dar rețeta ei va dăinui și asta este o mulțumire. Că am făcut, cum spuneam și la, nu m-am plimbat prin țări străine pe proiectul de cooperare, am rămas aici, am preferat să stau în praful de la țară și să căutăm să rămână ceva acolo. Cu sprijinul Direcției Agricole Județene Iași, o parte dintre rețete vor fi atestate ca produse tradiționale. Proiectul Aroma Rețetelor Locale, o carte magică 3D pentru promovarea produselor, tradițiilor și turismului, este unic în țară și a fost finanțat cu fonduri europene.